zburat și a luat zilele cu noi. Din 1 martie, artiștii locali au prioritate. Extremelor, o lume tot mai lipsită de liniște sufletească și împăcare, Daregin TV vă propune o emisiune pentru normalitate. O emisiune dedicată comunității maghiare, dar în care ne putem regăsi cu toții. Varușchep, o emisiune pentru comunitate. Emisiune realizată cu sprijinul Larix SRL. Revenit, dragi telespectatori, la emisiunea Tu Decizi, alături de colegii mei Măd, Ale și Tibi, și ne reluăm discuția despre 1 iunie, ziua copilului. Cum era ziua copilului pentru voi? Era o zi plăcută, oarecum aveam tot felul de activități afară, în timpul aveam grădiniță și țin minte că ne scotea afară în curte și făceam ceva desene pe... în cursa respectivă din față. Era tare interesant chestia asta. Da, și primeam ciocolată de la doamna educatoare. Exact. Și cam atât era. Făceam tot fel de desene. Pictam acolo, cred. Și cu baloane, deci din baloane, din alea lungi, făceam tot fel de animăluțe sau spuneam poezii și cine spunea. Serbări, în general. Sau mergeam în ceva excursii. Nu neapărat, se pur și simplu spuneam așa poezii, cine ce știa. Și erau tot felul de concursuri și primeam ciocolată, mere. Interesant. Ce cadouri vreați să primiți atunci la vârsta respectivă? Vă gândeați vreodată, aș vrea să primez nu știu ce? La vârsta respectivă, cadouri, tot timpul te gândești la jucării. Eu la dulciuri. Da, și la dulciuri. Depinde. Depinde ce necesitate ai atunci, să zic, pe moment. De obicei la jucării, copiii tot timpul la jucării se gândesc. Acum mai sărbătoriți 1 iunie, cum vi se pare? Sau treceți, așa este, o zi oarecare? Depinde. Nu, niciodată nu am trecut peste 1 iunie. Și părinții mei îmi spun la mulți ani în fiecare an de 1 iunie. Și la mine se întâmplă la fel și încă primesc ciocolată. Exact. Atât. Înainte primeam multe, deci foarte multe dulciuri într-o pungă din aia mare, dar mă bucur că încă primesc acum ciocolată. Și sunt foarte fericită când o primesc. Mi-am amintesc de copilărie. Chiar dacă ne maturizăm, copilul din noi nu moare niciodată. Asta e clar. Și încă mai vrem să fim copii. Chiar dacă cadourile nu sunt chiar o necesitate la vârsta asta. Adică... atâta timp cât rămâi copil, vezi viața dintr-un unghi pozitiv și da, totul este frumos. Da, sunt persoane pe care îi jignești dacă îi faci copii. Sau măcar le spui la mulți ani de 1 iunie. Nu, eu cred că aceia sunt adolescenții. Exact, ei au comportamentul respectiv. Cei care vor să scape de această perioadă și nu știu cum și pur și simplu este jenă. Da, și de obicei copiii vor să atingă o vârstă a maturității. Exact, când ești copil, mereu îți dorești să crești. Tot timpul se gândesc la chestia asta. Dar după ce crești, îți dai seama că era mai bine să fii copil. Să fii copil. Apropo de astea, ziceam la mama zilele trecute că... ce, tu, mami, că eu am 10 ani. Și zice, bine că acum ai 10 ani. Dar nu știu de ce ne tot ciondoneam acolo. Și am zis că ce e că 10 ani, lasă-mă în pace. A început să râde de mine.
Și mie îmi plac persoanele care încă sărbătoresc ziua de 1 iunie, pentru că până la urmă am fost copii, iar copilul din noi nu va muri niciodată, cu totul că unii chiar uită că au fost copii. Însă, haideți să trecem la vacanța de vară. Cum erau? Sunt la fel ca acum, la maturitate? În mod normal, nu. Înainte era totul altfel. Era așa de repede trecea vacanța de vară. Deci nici nu-ți dădeai seama. Deci foarte repede. Și aveai foarte multe activități și nu mai știai de ce să te apuci, ce să faci, ce să nu faci, să te duci acolo, să vii. Era altfel, era foarte frumos. Mie acum, mi se părea în schimb, că... vara, te gândești, da, imediat începe școala, ce trebuie să fac. Exact, deja e stresat de când e vacanța, că de când e să începem cu un an de școală. Da, atunci, gândești... când era mai mic, mi se părea că trece mai greu, nu chiar așa repede ca acum. Acum trece și mai repede. Era foarte lungă vacanța de vară. Și nu prea simțeai diferența între grădiniță și... și vacanță. Sau școala generală, exact. Era așa, tot timpul ne distream, ieșeam afară, nu ne prea apăsa de altceva. Și vara, bineînțeles, mai mult, dar în rest nu prea simțeai o diferență. Și de asta trecea la fel de greu cum trece și cealaltă parte. Și totuși mergeați la bunici? Pentru că da, era o tradiție să mergi la bunici. Da. Aveai cel puțin o săptămână pe vară de stat la bunici. Ce era așa interesant. Abia așteptai să mergi de bunica, să faci de tate. Da, exact. Ea grijă soțelul casei. Eu mereu mergeam în vacanța de vară la bunici, având în vedere că bunicii mei sunt la o distanță foarte mare. Și cel puțin o săptămână, două, stăteam la ei în vacanța de vară. Acum n-am mai fost de 2-3 ani. Eu acum, sincer, mă cam plictisesc când mă duc la bunici. Păi, deja ai crescut, nu mai e farme. Cunosc, pur și simplu nu mai cunosc oameni de acolo. Am ieșit când a fost recent la una dintre bunicile mele și am ieșit afară și pur și simplu nu mai cunoșteam pe nimeni. Eram așa de străin în satul acela. Da, și atunci când ești mic, tot timpul îți faci ușor prieteni, nu contează... Că știi cum îi cheamă, exact. Că nu, hai să ne jucăm. Exact, exact. Nu mai contează ce vă place, ce nu, dacă aveți ceva în comun sau nu, vă jucați, așa că totul... Bine, și ce făceați la bunici? Îi ajutați în gospodărie, cum ai spus că era la sat, sau ce făceai când mergeai la bunici? Mă trezeam în fiecare dimineață cu o poftă de mâncare, pentru că mereu mirosea așa de plăcut în casă. Pregătea bunica mea fiecare dimineață tot altă specialitate și... după ce mâncam, nu știu, aveam prieteni, foarte mulți prieteni. Mergeam, mă jucam, după aia aveam oră de somn, pentru că mă puneau să dorm. Și după masă, nu știu, mai steam cu bunica la povești, după aia iară mă jucam până seara târziu. Știu că suna combinat la ora 12 și se auzea combinatul și când auzeam acel sunet, toți copiii, dar toți mergeam acasă, parcă eram hipnotizați. Știam că până atunci avem voie să stăm afară până la ora 12. Interesant. Mă, dar tu ce vedeai când mergeai la bunici? Mie îmi plăcea să petrec foarte mult timp cu bunica. Și bunicul era mereu plecat de acasă, cu bunica servicii. Bunica îți făcea pe plac. Da. Și aveam și un verișor, încă e acolo, la bunica, și stăteam. Am o bunică care stă la bloc, când mergeam acolo mă plictiseam groaznic. Stăteam tot timpul în bloc și trageam de bunica, hai bunii afară! Și mă scotea în parc și mai ieșeam așa. În schimb, când mergeam la cealaltă bunică care stă la casă, era altfel. Da, au curte, poți să ieși afară. Da, și ieșeam cu verișorul meu, ne jucam. Era mai bine. Tot timpul era bine când mergeai la bunici, că acolo aveai dreptul să faci orice și nu te certa. Exact. Că era așa un avantaj. Și acum, când merg la bunici, e tot așa. Exact. Parcă ești încurajat să faci ceva. Când ești mic, parcă toată lumea zice, e micuț, îl înțelegem. E, bunicii pot să fii cât de mare, că tot înțeleg. Și normal. Pentru că am vorbit de vacanță, haideți să trecem puțin și la vacanța de iarnă. Cum era? Mai are farmecul pe care îl avea? Nu chiar. Vacanța de iarnă acum pentru mine trece foarte repede. De Crăciun stai cu familia, de Revelion ieși pe undeva și... și trece. Trece vacanța. Mi se pare foarte mare diferență între ceea ce a fost odată și ceea ce este acum.
Înainte mergeai la colindat, deci de dimineață mergeai la colindat prin frig și duceai voia bună la fiecare om în casă. Bine, mai erau persoane care te chemau și mai mâncai și așa, și după aia plecai și acum, în schimb, seara te duci la colindat și ajungi viața. Și cum zicea și Mădă, că trece foarte repede vacanța de iarnă. Deci foarte repede, când sărbătorile eram, și așa. Când eram mici, aveam timp să ne dăm cu Sania, să ne bulgărim toată ziua. Făceam figurine din zăpadă. Nu am mai făcut sau îngerași. Nu știu cât fără stau. Păi, dar mie îmi plăcea și iglu să fac. Bine, nu e așa iglu. De fapt, era așa o grămadă de zăpadă cu gheață. Și cu gaură. Vacanța de iarnă în copilărie avea cu totul și cu totul alt farmec decât acum. Adică ne distream, ieșeam afară, ne bulgăream și mergeam cu Sania și făceam tot felul de chestii, igluri sau nu știu. Nu ieșeau, cum zicea și Cosminea, nu prea ieșeau, însă era distracție. Cine și trecea foarte repede ziua. Și totuși, de Crăciun și așa, trecea destul de greu timpul. Mi se părea că acum trece extrem de repede, încât nu mai ai timp să faci absolut nimic. Și ne făceam înainte două tabere, știi, și ne făceam un fel de castel, știi, un bulgăreaț. Da, un fel de tic și ne bulgărea și era altfel. Era mai interesant decât acum, acum e așa, monoton. Ei, fiecare an aceeași chestie. Deci cu colegii sau prietenii la colindat, vine exact. Revelionul, tot așa cu prietenii sau familia și deja trece. Nici nu simți când trece timpul. Care trece extrem, extrem de repede. Pur și simplu nu simți că ești în vacanță. Azi e vacanța și mâine deja gata. Parcă nu copilărie, nu știu, iarna era mult mai lungă. Toți copiii se strângeau pe afară. Și nu știu, acum dacă îi dai la cineva cu un bulgăr se supără. Atunci venea după tine și zădea și persoana respectivă câte un bulgăr sau știu eu. Atunci veneam în zăpeziție acasă, era ceva tare. Da, exact. Și mergeam la școală cu haine de schimb. Da, știu, când la școală ne descălțam și cum aveam calorifer, stăteam cu picioare pe calorifer, deci era mudă. Erau și alte vremuri. Și ne pantalonii. Da. Exact. Acum, sincer, să mă duc. Parte de jos. Nici când ninge, doar așa, nu mă duc nici până la magazin. Atunci, abia așteptam să mă trimită mama. Da, când și mai ales în ningă. Tot timpul așteptam iarna, nu știu din ce cauză. Îmi plăcea mai mult decât vara. Acum nu mai îmi place deloc. Ba, dar mie îmi place. Deși e destul de frig, mie îmi place iarna. Mai mult decât vara. Știu că eram mie cu... Mie îmi plăcea. Acum nu mai place. Mi se pare prea frig. Nu îmi place să mă îmbrac așa gros. Nu. Pentru că nu mai știi să te joci ca în anii copilăriei, să ieși afară. Da, să... încălzele, da, te încălzele, exact. Bine, avea exact. Și alt farme, cum mi-ai spus vara, adică iarna. Știu că mă îmbrăcam cu o grămadă de bluze și salopetă și geacă și căciulă și mă trimitea afară. Acum, sincer, pot să am orice pe mine că n-aș mai ieși să mă joc. Sau... Da, și tot timpul încă de zăpadă era tradiționalul moș care îl făceam din bulgări și toată ziua eram acolo. Așa este, noi vom reveni cu aceste discuții după un scurt moment publicitar. Thank you.
Dacă-i uitați pe toți cei dragi, lăsați cum bun rămas, atunci uitați tot ce ai și cântecul de acasă. Dacă-i uitați pe toți cei dragi, lăsați cum bun rămas, atunci uitați tot ce ai și cântecul de acasă. Viața e ca un joc de șah, ca o tablă de șah. Sunt Ovidiu Lisan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă. Emisiune realizată cu sprijinul companiilor Gliga. Martie, muzica populară se ascultă din nou la Reghin. Dragi telespectatori, aici la Dar Reghin TV, la emisiunea Tu Decizi, alături de colegii mei. Și acum vreau să vorbim, să o luăm puțin pe altă cale. Aș vrea să vă spun un citat și să-l comentăm puțin. Acest citat spune așa: copiii străzii nu ajung niciodată pe strada copilăriei. Cum vi se pare acest citat? În primul rând, adevărat. Sunt de acord cu el, pentru că acești copii mereu sunt excluși și de mici sunt forțați să facă chestii pe care nu le vor, să cerșească sau oricum, chestii care nu au nicio legătură cu copilăria. Da, pentru noi copilăria înseamnă ceva frumos, cum ziceam, un tărâm miraculos. Pentru ei, nu știu, deja înseamnă cu totul altceva, poate un chin. Citatul pe care l-ai spus prezintă un trist adevăr pe care îl trăim noi ca societate. Ce pot să spun? Copiii respectivi duc de la o vârstă fragedă o luptă pentru supraviețuire, neavând de obicei sprijin material și nici moral. Ei trebuie singur să se descurce de la vârste care, în mod normal, noi nu... ceilalți nu suntem capabili să facem chestia respectivă. De mai ce ales să câștigăm și bani sau, bine, prin diferite moduri, pentru că la, nu știu, la 4 ani îți dai seama. Ei nu se mai gândesc la jocurile copilăriei, exact. Sau ei pur și simplu au grijă de mâine. Se gândesc, eu ce o să mănânc mâine. Ei trebuie să anticipeze anumite chestii, trebuie să fie mult, să gândească mult mai matur decât un copil în mod normal. Exact, ei nu știu ce înseamnă familie, iubire sau, bine, unii știu, dar nu ca voi sau ca mine. Și pentru că am vorbit de Crăciun, sunt persoane, adică cel puțin pe mine, un copil m-a asigurat că pentru el Crăciun înseamnă doar venirea iernii și așa, o plapumă grea ce le acoperă. Deci pur și simplu e ceva foarte grav pentru el, atâta tot, nu înseamnă familie, cadouri. Ați făcut vreodată ceva, cadouri în pragul sărbătorilor măcar, sau? Da, am făcut cadouri copiilor care au nevoie de ceva. De obicei și eu ajut copiii, dar pe cei care chiar au nevoie, exact, nu da. Joacă teatru. Da, am ajutat cu ce am putut, de obicei cu haine, deci hainele care îmi rămân mie sau pe care pur și simplu nu le port pentru că nu mai îmi plac, le donez. Exact, și eu, la fel. Donez haine și plușuri care cred că stau degeaba la mine pe dulap. Și copiilor care merită, care știu să zică un mulțumesc, atât, nu aștept nimic mai mult. Un mulțumesc și ești fericit. Mulțumesc.
nici n-au ce să-ți ofere. Exact, dar sunt să... acele persoane care nu zic nici mulțumesc sau le sau dai și... le dai, te înjură pentru că le dai prea puțin. Exact. Dar totuși nu poți să ceri prea mult. Nu poți să ceri prea mult cât timp lor le lipsește educația. Neavând un părinte, neavând o familie la urma urmei, nu poți să pretinzi de la ei o educație foarte... Da, eu cred sau că măcar un simplu zâmbet. Dar să știi că sunt mulți care sunt chiar... Sunt mulți copii primesc că cu mare drag acel cadou. Chiar asta voiam să mulțumesc. Spun, expresia lor, fericirea din nou, exact. Ne ajunge. Sincer, și eu, erau ceva inundații, nu mai știu exact unde, pentru că eram destul de mică și nu eu, părinții mei știu că au donat saci întregi de papuci, de haine, plapumă, tot ce aveam. Deci le-au donat, pentru că și nu neapărat că nu mai îmi trebuiau sau n-aveam ce face cu ele sau erau rele, din potrivă niciodată nu am dat nu, o bluză sau ce aveam rău. Tot timpul și eu am dat haine care erau bune, deci se mai puteau purta și așa. Acum oare să dai o haină ruptă? Mi-e chiar lipsă de respect. Deci haine care sunt ok, sunt în regulă, dar ce ți-au rămas, exact. Mi sau nu-ți mai plac. Exact. Pentru că noi în ziua de astăzi ne schimbăm repede gusturile, ne cumpărăm o bluză și o purtăm o dată și ținem acolo că nu ne mai place. Exact. Apropo de asta, sunt multe fete, chiar poți să le spui copiii că sunt în clasele primare, generale și se îmbracă ca fetele de liceu. Sau și mai. Da. Se întâmplă chestia asta din cauza că noi, adică noi ca societate, promovăm asemenea modele, adică tinerii de 20 și până în 30 de ani care se îmbracă într-un anumit fel, au anumite ocupații și fetele de, nu știu, de 10-12 ani sunt tentate să zică, a, păi, uite, a ajuns așa, are atâtea haine, are știu eu ce, nu știu, pantofi, hai să fac și eu așa, să mă îmbrac așa, sau cel puțin să copiez ceea ce face ea. Da, Tibi, pe mine, în clasa întâi, mă îmbrăca mama. Și cred că sau și ziua de azi. Pe clasele mici îmi făcea mama părul, nu ca și acum, am o vecină care... Pe clasa a 5-a deja își face părul cu placa și folosește, știu eu ce, ondulator și chestia asta. Pe clasa a 5-a, sincer, îmi cumpăram încă o grămadă de agrave și mi le puneam în cap, pentru că așa era. Văd și eu diferența asta la sora mea. Deci, între noi există o diferență de aproape 4 ani, dar totuși folosește o grămadă, deci foarte, foarte multe produse de păr, de exemplu, de care eu habar nu aveam la un moment dat. Folosește placă, îmbrăcămintea ei, deci cred că te uiți la ea și te uiți la mine, e o foarte mare inocență. Diferență. Și în sensul că ea este mai, nu știu să zic, mai sus. Adică ea are haine care le mai găsești la femei de 25 de ani. Este o diferență foarte mare și chiar vine și îmi zice, dar cum poți să porți aia? Și zic, stai puțin, eu mă îmbrac cu ce mă simt bine, nu cu ce văd la alții. Și dai ceva sfaturi sau măcar... Mai bine vine ea și-mi dă mie, deci rămân păi nu, dar șocată. Să-i spui că nu e îmbrăcămintea pentru vârsta ei, ar putea să... sau... Nu pot să zic, pentru că face parte dintr-un anturaj, nu știu, persoane, prietenii ei sunt mai mari ca ea. Și de la ei a preluat acest mod de îmbrăcăminte, să zic. Da, și anturajul are un rol important. Dar în special, ți-am zis, sunt multe modele după care urmează fetele astea de gimnaziu. Uite, mă rog, se îmbracă așa, hai să mă îmbrac și eu, hai să fac așa. Deși nu, cum să zic, îmbrăcămintea și ținuta respectivă nu prea se potrivește asta pe deci care pe o prezintă... mine ce port mă caracterizează, asta e clar. Deci nu mă îmbrac cu nu știu ce țintă și nu știu ce. Nu, eu port haine în care să mă simt bine, să fiu eu. Nu vreau să ies cu nimic în evidență ca alții. Da, și din cauza asta sunt multe persoane care vor prin orice preț sau cu orice preț să iasă în evidență. Și atunci fac tot felul de chestii excentrice. Dar totuși, ca un copil de clasa 6-a să pară așa indecent, nu mi se pare în regulă. Acum câteva zile stăteam de vorbă cu mă de la telefon și pe drum am văzut două fete. Bine, le cunoșteam.
așa. Și treceau pe drum și erau îmbrăcate, deci nu erau mai mult de clasa 5-a, a 6-a maxim, și erau îmbrăcate cu perucă blondă, lungă, una roșcată, cu pălării de plajă, niște sandale foarte înalte, deci foarte înalte, cred că erau a mamelor sau nu știu, și niște fustițe foarte scurte sau erau, nu știu, ori mai uți, nu mi-am dat seama că le-am văzut doar de la etaj. Și mă uitam și ochelari de soare, bineînțeles, fardate. Deci și umblau și pe la noi circulau niște tiruri. Și când... A, și cu poșetă, să nu uiți. Și mergeau așa. Și când trecea vreun tir, își punea mâna pe pălărie și îi salutau. Deci îți dai seama și nu știu dacă au mai mult de 10 ani. Nu știu. Mie îmi par comice fetele respective, adică... Cum să te îmbraci așa tocmai pe drum? Adevărul că și eu mi-am pus odată o perucă blondă la școală, dar 3 minute. Curiozitate, era o nebunie de moment, nu să umblu așa, doamne. Și îmbrăcăminte trebuie să adaptezi în locul în care te afli, nu poți să te îmbraci cum te îmbraci în club, pe stradă sau la școală. Exact. Da, dar să zic că este un bal, mascat, da, e ok, să te îmbraci perucă, n-am nimic cu nimeni. Sau cum a zis Alexandra, atunci... Da, să vezi cum îți stă blonde, de exemplu. Exact, sau o curiozitate. Da, așa, să ieși pe drum și, culmea, a doua zi erau îmbrăcate niște băbuțe. Deci aveau, nu știu, batic în cap. Bine, dar peruca nu le lipsea. Deci aveau batic în cap, ceva rochițe lungi, bătrânești. Nici nu știu ce aveau în picioare și mergeau așa, cocoșate. Imortal să vezi niște fetițe. Poate și... făceau ele ceva sau... Nu știu și eu. Dar nu că mergeau de la ele până puțin mai jos de mine și se întorceau tot. Ne da. Asta e o excepție așa. Da. O fi vrut să facă ceva special pentru zile respective. Se ascunde ceva în spatele acestor lucruri neobișnuite. Ceva nu e în regulă. Un stimul, ceva. Ce le stimulează să mă fie chestia. Un pariu, fie... au probleme, deci... Dar, sincer să fiu, cum am mai spus, asta sunt o excepție. În momentul în care ești pe stradă și vezi atâtea copile de clasele mici îmbrăcate pur și simplu inadecvat pentru vârsta lor, asta e îngrijorător. Da, chiar vorbeam cu o prietenă că am văzut foarte multe fete de generală și ieșeau cu poșeta pe mână de la școală. Eu și acum am ghiozdan. Bine, asta poți să adaptezi chestia respectivă. Da, dar totuși, în general... Da, o adaptezi, dar în clasa 5-a să vii cu poșetă și cu platforme la școală nu mi se pare... Așa este, nici mie nu mi se pare ceva ok ca la... Sau pe clasa 5-a, nici nu... Știu că aveam niște standarde, dar nu închezi. Pe clasa 5. Tocurile nu sunt deloc sănătoase pentru fetele mici, în special. Deci, în școală nu ne lăsa să intrăm machiate. Sau da. Cel puțin cu roșu roșu, nu zic în liceu sau, mă rog, facultate. Nici la liceu nu ne lasă neapărat cu roșu. Da, dar sau cu nici realizat, să zic, ești un om mare, ai tot dreptul să faci ce vrei, dar niște copile de clasa 5-a și mai rău a 4-a, pentru că acum mai nou se fac și, se face banchet pe clasa 4-a. Cel puțin serios? Eu nu am prins așa ceva. Eu nu am făcut. Eu am făcut pe a 8-a și, bine, termin gimnaziu, n-am nimic, dar pe a 4-a, când intri pe a 1-a faci nu știu ce, serbor, nu știu ce, când termini a 4-a faci bal, când termini a 8-a faci bal. Bine, aici sunt tot felul de interese și opinii. Adică banchet numai. Nu neapărat, aici nu neapărat vina copiilor. Și în special vine altora, organizatorilor și mai departe. Exact. Persoanelor cu interes în organizarea asemenea evenimente. Nu neapărat. Așa este. Pentru că suntem la tu decizi, aș vrea să știu care este decizia voastră. Care este mai... ce copilărie ați alege dacă ați avea puterea să vă întoarceți în timp? Copilăria voastră sau cea de acum? Copilăria generației noastre. În mod normal, copilăria pe care am avut-o noi nu se compară nici sau foarte nici puțin cu, exact, cu ce au. Este acum. Pot să zic că totuși copiii din ziua de azi nu au copilărie. Adică nu e esența de distracție, timp afară, mai mult la calculator și pe Facebook. Așa este, vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit să mă ajutați să dezbat această temă și vreau să mulțumesc și dumneavoastră telespectatorilor pentru că ne-ați urmărit și de această dată.
emisiune realizată cu sprijinul Consicom SRL.